Salut, prieten! Salut! Bine ați venit pe canalul meu, Andrei Savciuc Live. Andrei, o să tu și ai înghețat atâta. Prieten, la noi astăzi este sâmbătă și da. Este o zi super. Uitați-vă, ce soare! De mult am mai avut așa zi. Și nu este vânt. Cu toate că este minus afară, dar nu se simte așa tare. Și ne-am hotărât să ieșim puțin cu Andrei și afară, înainte de amiază, ca să respire aer curat, Andrușa, da? Și că la amiază să doarmă. Mama s-a dus să facă niște cumpărături, dar noi am hotărât că să nu mergem și noi prin piață. Să nu pierdem timp. Timpul am venit la brad, prieteni, și la noi în oraș s-a instalat bradul. A, uitați ce frumos au făcut aici, da, au pus toate crengile acestea de brad. Era. Poți să-l dai jos pe Andrușa? Hai. Andrușa, hai dă-te tu jos, tata. Hai bine, tata, și vezi bradul, Andriuse. Hai. Opa, așa, bravo. Uite, la mulți ani acolo. La mulți ani acolo, anul ăsta a pus un brad primarul nostru foarte frumos. Uitați ce de mare este. Trecut, am trecut, țineți minte, tata, nu tot ai filmat. Ce vrei în brațe? Da, iată, eu vă spunem liniela, iată, aici s-a deschis liniela. Noi când a fost deschidere, erau, iată aici, era așa plin cu oameni, peste tot, dincolo și până încolo era plin. Noi a făcut foarte frumos aici în oraș. Da, primarul nostru, într-adevăr, este foarte bravo, prietenii, a făcut multe lucruri prin acest oraș. A făcut o alee frumoasă și în parc avem. Dar peste tot s-a schimbat în genere orașul nostru. Haideți, el a văzut cerb. Poți să ieși cărciorul. Nu, cărciorul lăsăm aici. Haideți, uitați-vă ce a făcut aici, prieteni. Făcut cerbi. Niște cerbi. Cerbi care vine Moș Crăciun. Și el noaptea luminează, da? Eu mă închipui noapte ce de frumos trebuie să fie. Da, nu puneți mâna, da. Frumos, de din asta. Și el noaptea luminează, da? A, aici este un domn, ne spune că luminează. Da, foarte frumos. N-am mai văzut niciodată la noi în oraș așa ceva. Vreau să fac fotografii pe Instagram. Prima dată, da? Da. Ce? Prima dată. Nu se poate, Andrușa, nu se poate, clar ca să rupă. Nu, foarte frumos, noi azi și noapte, așa să filmăm cel... Clar, am înțeles că noaptea, da. Hai să râdem căsuțele care s-au făcut. Aici căsuț, prieteni, iată la noi de anul nou, o să fie, iată așa căsuț. Hai să le arătăm pe toate. Căsuț cu magie pentru copii, așa și-au spus. Aici, prieteni, de Revelion, ele toate vor lucra. Da. Toate, și aici... Va fi cam poveste. Irăcica, da. O să venim? Da, va fi un Moș Crăciun. Andreeș cu Irăcica vor numere în poveste. Noi ne-a spus că aici de anul nostru de Crăciun va fi un Moș Crăciun. Da, un Moș Crăciun, desigur. Și care va da cadouri. O albă ca zăpadă. Uitați așa de departe cum este bradul nostru. Wow, într-adevăr este frumos. Da, dar nu se vede deoarece, nu știu, poate se vede. Bate soarele. Și dați să vă arăt, prieteni, câte căsuți noi aici sunt. Unu, una, două căsuțe, trei, patru și acolo încă patru. Și aici vor fi de Revelion, prieteni, se vor vinde, nu știu ce va fi aici. Noi avem așa țursuri, prieteni, iată, noi avem de astea, era de acasă? Da, avem. Dacă, prieteni, și noi când vom cumpăra bradul, jucării de anul nou, avem pentru ușă care se pune. Merry Christmas, come on Santa! Noi da, când o să amenajăm camera în casa noastră de anul nou, atunci vă vom arăta. Păi ales holul va fi frumos. Și eu la mine pentru că tu ai luat un brad mic. Da, tu vrei și un brad mic să-ți ai? Da, eu vreau la mine un brad alb. Andriușa, tu ce ai nimerit în poveste, tăticu? Ai nimerit aici în poveste, tata? Andriuș, nu înțelege. Ce se întâmplă, zic, da, Andriușa? Nu mai aproape de brad, Andriuș. Hai la brad, tata, să ne uităm, brăduțul. Cum merge? Merge foarte bine. Uitați-vă, chiar într-adevăr este o zi foarte frumoasă, păcat să nu ieșim și ne-am hotărât să ieșim. Andrușa, Andriușa! Chiar de Crăciun și de anul nou vor fi cadouri pentru fiecare copil. Cine v-a spus? La școală va fi. Unde vor fi? Aici? Se vor da cadouri pentru copii? Gratis? Da. Și unde merge? Dar cine asta organizează așa ceva? Primarul nostru. Cine? Primarul la toți copiii? Da, la toți! Oh, dar pe acestea sunt niște cheltuieli enorme. Da, Andreiuțe! Asta câte cadouri trebuie să fie! Hai, veniți aici, hai, eu iubesc cahulul. De ce nu am acoperit cu căsuțe? Eu iubesc cahulul. Păi da, special au pus căsuțele așa, în intervalul acesta, ca să se vadă eu iubesc cahulul. Pe Andreiuț mult îi place. Inimioara. Da, Andreiuțe, îți place inimioara, tata? Andreiuțe, tu unde ești?
Unde s-a ascuns Andriușa? Lui tare place să se joace deasupra, s-a ascuns. Prieteni, nu l-ați văzut pe Andrieș? Da, unde e Andriușa? Nu e Andriușa, iară pierut Andriușa, unde? Nu l-ați văzut pe Andrieș? Nu l-ați văzut pe Andrieș? Andriușa, unde ești, tata? Da, așa nu nici când v-ați ascuns la casă, în fiecare zi nișcăm, în fiecare zi de-a v-ați ascuns. Prieteni, o ramură de brad în casă ca să fie miros. Da, noi o să cumpărăm de aici, nu se poate de rupt. Când se vor vinde brazi, atunci special ne vom duce și vom cumpăra, ca să fie miros. Noi vrem să cumpărăm un brad artificial, prieteni, și nu știu, dar vrem mare. Dar la noi, din păcate, asta trebuie să ne ducem, eu nu știu, ori la Chișinău, ori în Galați, aici mai aproape, la, da, în România. Da, și Andriușa, vezi, era ce vrea el. Ce? Da. Aaa, le place ție, să se joace, dați vă arăți căsuțile acestea. La noi niciodată, prieteni, iată, eu deja trăiesc de 12 ani în Cahul, niciodată n-am văzut în astfel de mod să se pregătească de sărbătorile de anul nou. Nu, într-adevăr, primarul, bravo. E super că aici sunt oameni care au grijă, de exemplu, de căruciorul. Dar căruciorul nostru unde este? Acolo, da, eu am spus și domnul acela zis care... A, da, aici este și un domn special care lucrează, care l-ați auzit că îl spunea în limba rusă că nu este voie să ne așezăm pe acești cerbi. Cine nu știe, prieteni, iată acolo este Consiliul Raional. Hai acolo, din orașul Cahul. Hai, hai la brad, Andriușa. Nu, mai vezi să nu cadă, vezi să nu cadă. Nu, 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 acolo nu se poate, Andriușa. Nu se poate. Are multe, multă energie, Andrieș. Ce tot? Ia uite cărciorul tău, unde-i cărciorul tău? Unde-i cărciorul, Andrieș? Unde? Ți-au furat cărciorul? Andriușa, ți-au furat căriciorul, tata? Fugim, hai repede! Față, nu! Repede, hai! Hai că și mama deja trebuie să vie. Unde este mama? Mama noastră? Unde e mama? Că nu a venit. Noi, prieteni, cât să nu pierdem timpul, să nu stăm și noi în rând la magazine. Opa! Ne-am înțeles cu mama să ne întâlnim aici la brad. Da, dar este super, prieteni. Afară sunt undeva minus, m-au uitat eu pe GSMET, minus 7 grade. Nu se simte deloc. Ieri au fost minus 6, dar se simțea ca minus 12. Deoarece era umiditatea mare și vânt. Ce e acolo, Andriușa? Clopoței, da, tata? Vrei să te uiți? Stați, nici nu știu cum să mă pun, că umbra mea... Andriușa! Îți place, Andriușa? Acolo vrei? Acolo, ce e acolo? Acolo? Da! Dar ce tulpină groasă are acest brad. Și el, acum să-l întreb, el noapte deja ard toate aceste lumini? Eu încă nu l-am văzut. Noapte ard? Și acum deja ard? Sau încă nu? Da! Este așa o budă, tu întreb acum dacă ele ard. După ora 5, da? Posle. Dacă după ora, da, și logic, când se întunecă afară, după ora 5, ele se aprind. И вы здесь смотрите за порядок, чтобы был, да? Вау, 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 вау. Я вам întrebat pe acest domn în limba rusă, zic, el este responsabil de curățenie de aici. Regulă să fie. Bravo. Mama. Oh, și mama vine. Ia, hai, Andriușa. Ia, 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 ia-ți și mama vine. Wow! Ai văzut, mama, cerbi? Într-adevăr este foarte. Nu, nu se dă voie, nu se dă voie, nu, 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 i-am întrebat. Da, este un om responsabil aici. Uite câte bucurii! Noi am arătat căsuțile acestea, zic, Ierăcica cu Andreea și-au nimerit în poveste. Eu am, uitați-vă. Ce ai cumpărat? Ce-am cumpărat la probă, o să vedem. Mi-mi place să bem ceai sau cafea ceai? Din, a, din asta, sticlă. Cacao, sticlă, da? E frumos. Da, da, este frumos, da. Am din magazin, de unde? Din magazin. Nu vreau să fac cu ea ceva frumos. De să nu strici. Vreau să-i pun zăpadă artificială. Da? Noi am cumpărat o să bem ceai, Ierăcica. Da, încercăm. Încercăm, dacă este, o să mai cumpărăm mai multe. Ce, vrei acolo? Bine, dar prieteni, iată așa noi petrecem ziua noastră de sâmbătă, de weekend. Super. Super, și timpul este super, și dispoziția este super, și în genere, totul este super, da. Da. Păi acum ce, mergem până la Liniela să cumpărăm ceva, da? Așa, bine. Prieteni, dacă și la voi este cald, scrieți-ne în comentarii cum este sâmbătă la voi.
papa, și ar spuneți-ne la voi în oraș cum este bradul, cum este amenajat. Ce aveți voi în București? Ei, eu îmi dau seama, București trebuie să fie, cred că, foarte frumos. Și, de grabă, prieteni, urmăriți-ne că de grabă se apropie o zi importantă în familia noastră. Uitați-vă, Irăcica, ce bucurie are. Ziua de naștere a lui Irăcica. Așa. Și fetele din clasă au spus că tot o să facă surpriză. Eu așa. Nu, bine, bine. Bine, prieteni, dar ne luăm rămas bun până la video următor. Fiți permanent cu zâmbetul pe buze. Vă dorim sărbători fericite și noi desigur ne mai vedem până atunci. Pe curând. Pa, pa. Andriuș, arată, pa, pa. Andriuș, arată. Pa, pa, bravo, tată.